Poliția română vrea sancționarea drastică a comportamentului agresiv al șoferilor în trafic pentru reducerea accidentelor și a deceselor rezultate în urma acestora. Un proiect pentru creșterea gradului de siguranță rutieră prevede că un comportament agresiv în trafic se va sancționa cu amendă și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile. Foarte rău. Foarte rău, ar trebui sancțiuni drastice și ridicarea permisului. Și eu lucrul ăsta. Mergeam foarte încet pe banda întâia, în jur de 50 de kilometri, așa, din cauza temperaturii. Și mă pomenesc unul de la spate, băgam, mi-aș fost ceță și am trecut din gură. A trecut în față, l-am găsit mai înainte, m-a așteptat. Băi, moșule, băi, la ce, stai mă acasă, nu mai pleca, la ce mergi ca mercul pe drum? M-am uitat la el, ce să... El tiner, eu bătrân, îmi dă o palmă, mă termină. Lipsă de educație, de bun simț. Mai mult de atât nu cred că ar trebui, știu eu. Mai dacă știe cineva mai mult decât mine, da. Asta e, lipsă de bun simț, educație. Adică trebuie să fim mai, să spunem, în termenii evlavioși, mai răbdători, știu eu, mai simplu. Mai toleranți. Mai toleranți. Potrivit proiectului, prin comportament agresiv se înțelege efectuarea pe drumul public de către conducătorul de vehicul a uneia dintre următoarele manevre: deplasarea succesivă de pe o bandă de circulație pe alta sau de pe un rând pe altul, întoarcerea vehiculului prin folosirea frânei de ajutor, folosirea repetată a semnalelor sonore și sau luminoase de natură a obligat nejustificat conducătorul de vehicul care circulă în fața sa să elibereze banda de circulație. Ar fi o idee foarte bună. În acest proiect se anunță suspendarea permisului pe 120 de zile și chiar amenzi. Da, este ok. Ați fi de acord? Da. Astfel, executarea de către conducătorul de autovehicul pe autostradă a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, circulația în sens contrar direcției de mers pe calea unidirecțională, circulația sau traversarea de pe un sens de circulație pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele două părți carosabile, va construi contravenție și se va sancționa cu amendă prevăzută în clasa a patra de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile.